Bun. Salutare, eu sunt Zoom și înainte să încep video, vreau să încerc cu mai aproape de aproape 3 luni. După ce mai parcurg puțin jocul, adică să bat golemul, mai fac ceva iteme, o să fac un videoclip mai special, doar să mai parcurg puțin jocul. Și acum să trec la update, știți că pe 16 mai va apărea Terraria Journey's End. Nu știu ce nume, ce versiune se dea, ori 1.3.6, ori 1.4. Dar din câte am înțeles, 1.3.6 se dea la versiunea asta și 1.4 se facă cu creativ. Adică 1.4 se adauge creativ. Acum am intrat la Apple Forum, da? Și aici au ceva spoilere. Știți? Hai să vedem. Aici bloc swap. Aici la bloc swap nu mai trebuie să spargi ca să pui bloc, ca să înlocuiești. Direct dai cu ăla cu care vrei să locuiești și schimb. Aici... Nu-i rău. Stai. Bag. Hai, deci poți să-l lași și pe tine. Păi nu era ideea, dar nu știu, mie nu prea mi-a place. Stai, asta ai pus-o și asta? E, nu, dropat. Void. A lor ce tare. După cum vedeți pe background, adică aici, ați văzut că se mișcă copacii și acum pică și frunzele. Mamă, ce fain o să fie versiunea. După cum vedeți, curge apa, dar uitați ce fain e apa acum. Puh, abia aștept. Așa o să fie... What? Oare ce background-ul ăla? Așa o să arate... Nu se cade frunzele. Dar ce... Ce... Baie mi-e asta? Mamă, dar arată faina. Aici e ceva suport, dacă aveți tastatură electronică, de ce cu lumini, o să se poată adapta la... în funcție de background-ul Terraria. Trecem mai departe. Acum... jucătorii pot să stai jos și să mănânce, adică poate să stai pe scaun și să mănânce. Aici am mâncare pe masă. Jucătorii au emoții acum. Văd că dacă vrei să iei, dacă, pe exemplu, ai o armă și înainte să tragi cu ea, cred că apare emoția, cred. Dar doi... Acum pot să mângă animalul. Câine sau pisica pot să-i mângă acum. A, oază. Asta e noul biome. Na, mă, arată mișto, mă. Ăsta nu știu ce e, ori e boss, dar fac pare că e boss, dar cum se comportă, eu zic că e boss ăsta. Ori e boss? Da, eu zic că e boss ăsta. Deci... Aia, ce cred că când mori, apar mai multe scrisuri de astea, de ce sunt. Aici, ăsta e noul item, Scarabomb, mă, dar arată mișto. După cum vedeți, dacă arunci în sus, mergi în sus, aici mergi în mijloc și jos. Star Cannon. Mamă, ce fain arată arma asta. Mamă, mișto, mișto. Minecar, nu mă interesează. Aici, din câte văd, o să... Ăsta e oare costum? What? Bă, ce tare. Cred că e costum. Aici e noua armă. Mamă, dar arată mișto și arma asta. Aici e noul staff. Opa, asta am dat pe sus. Aici e noul staff. De summoner. Dar nu prea mult. Nu dă mult de nici. Nu-i foarte om. Hai să văd, Rainbow Trail. Mamă, ce merge prea asta. Aici pot să arunc ceva în apă. Drone Bat. Lilieci luminoși, wow. Lava Shark. Aici, da, e ceva rechin de lavă. Sunt băgat pe sticlul, adică se bagă. Am un bord de rotă de aici, de la...
harta se schimbă, adică poți schimba tu cum vrei sau se schimbă în funcție de background. Dar cel mai probabil poți schimba tu cum vrei, că... Aici e nouă meniu când crezi harta. S-au adăugat două nivele de dificultate. Asta că ce... Deci, în prezent doar e normal și expert. În prezent, doar asta de uzi. Tu băga maesterul, ăla cel mai greu, deci asta, dacă e expertul greu ăsta, clar că e o hoditor peste. Deci cred că e cel mai ușor. E ca un fel de, cred că să fie ca un fel de peaceful pe terare, pe, da, pe terare. Cum e pe Minecraft. Asta o să fie nou ecran la Relogic. Așa să arate, mă rog, așa să arate ecranul. Nou ecran. No, aici noile picturi. Cred că așa se arate corupția. Dacă nu mă știu, așa se arate corupția. Mamă, le arată mi-te oricum. Aici ceva mobilă de pânză, nu știu ce pe aici. Aici poți să faci mobile din Vortex. Solar. Da. Camera Tron. Wow. Aici poți să faci mobile din Bambus. Aia, cu câteva culori diferite, wow. Aici cred că s-a băgat costum, deci o să se adauge costum și pistol, văd că inventul sălbatic. Aici sunt noile background-uri din biome-uri, asta din shroom. Așa s-o arate nou biome. Asta e ăla clasic, s-a schimbat. Uite că arată mai pe asta. Și asta arată mișto. Dar copaci ăștia din fundal. Deci că e copaci normal, că ai simplu ăsta de aici. Deci că e copac normal. Asta de aici. Ce tare. Hai să vedem. Asta se arate de la specie de mapă. Mamă, ce fain arată asta. Asta arată super mișto. Cam așa să arate pe timp de timp. Mamă, ce bani arată. Și n-am înțeles cu asta. Aici, după cum vedeți, luna e roz. Am luat și cu faza asta. Asta. Aici nu prea am înțeles. Aici cred că când schimba emurile, știți? Cam asta e background. Să schimbă și background, sau nu știu. Așa sunt noi copaci care se apară. Aici când mergi în junglă, știi că este câțiva copaci, trunchiuri, care găsești ce? Este înăuntru. Adică înăuntru... Nu știu cum să vă explic. Chiar nu știu cum să vă explic. Dar așa parcă sunt mai mari, mai dezvoltați parcă. Da, și cam atât a fost. Eu zic că o să fie un update Blanao. O să fie cel mai bun update, care o să aibă cel mai mare impact. Eu zic că o să depășească update-ul ăla în care au apărut un ordu. Eu zic că o să depășească. Cam o zic că o să apară boss noi. Oare chiar îți curând dacă boss-ul, adică dacă o să adauge boss după Moon Lord sau tot Moon Lord o să fie ultimul boss. Chiar îți curând. Abia și până în 14 mai. Până atunci o să mai fac videouri cu parcurs jocul, v-am zis. Bat golemul și o să fac un video mai special. No, cam asta a fost pentru azi. Eu am vrut să vă prezint noutățile. A revedere!